Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spun și eu, bine ați venit la cea de-a treia zi a Festivalului Internațional Nunta Zanfirei 2018. Dragoste, pace și iubire, acesta este mesajul pe care noi în aceste 7 zile de festival dorim să-l transmitem cât mai departe, în toate colțurile lumii. 14 țări sunt prezente aici la Bistrița, la cea de-a 23-a ediție a Festivalului Internațional Nunta Zanfirei. Și acum suntem în formulă completă, Dori și Mihai o să vă țină companie în aceste zile care au mai rămas, 4 zile la număr pe care vă invităm să le savurați la maxim și în continuare o să vă invit să vă bucurați de darul tradițional, darul cultural care l-au adus prietenii de la sud de România și anume din Bulgaria. Ansamblul de dans folcloric Șevița a fost înființat în anul 2013 de Petar Angelov, un tânăr regizor și coregraf care este complet dedicat folclorului și tradițiilor naționale bulgare. Pasiunea, dragostea și energia lui Angelov sunt recunoscute cu ușurință în dansurile sale pe care le prezintă alături de grupul de dansatori. Ansamblul din Bulgaria, cei care se pregătesc în spatele meu în aceste momente, vine chiar din capitala Bulgariei, din Sofia, un ansamblu alcătuit de peste 50 de membri, oameni care fac din plăcere, nu sunt profesioniști, însă se ridică la nivelul de profesioniști, vreau să-i primim cu aplauze și cu căldură, să se simtă că bistrițenii sunt gazde primitoare. În aplauzele dumneavoastră, Bulgaria!